Ceau, sunt Vlad Betotop.ro, vreau să prezint setul de la Fusion, mai exact setul de la Fusion de Roman Abrego. Roman este un artist desăvârșit, este un artist de top. Vorbesc chiar cu zâmbetul pe buzele spre el că are niște tatuaje formidabile, are niște portrete formidabile. El mai mult se axează pe biomecanice și pe realism, color realism. Aceste două sunt predominante în toate operele lui. Plac foarte mult biomecanicele. O să vedeți o grămadă de tatuaje incluzând aceste trăsături de biomecanic. La fel și portretele, face niște portrete realistice superbe, deci color realist superb. El tatuează de vreo 12-13 ani. Îi place chestia asta enorm. Stă o stat și 11 ore câteodată când se tatuează. Tatuează și 11 ore și pe el când se tatuează și când tatuează, da? Deci de la început a început să stea foarte, foarte mult de dimineață până seara în salon. El este din California, din America, are 3 copilași superbi și pe lângă asta are și un frate care face la fel, adică este un artist iar desăvârșit care se ajută și au mai multe saloane în California. Ceea ce este un business foarte bun pentru el, mai ales că este sponsorizat de o grămadă de companii mari de aparatură și de tușuri. Chiar cei de la Fusion și mai ales cei de la Cheyenne care i-au făcut un pen special de Roman Abrego. O să vedeți și pe site, dacă dați pen și de la Cheyenne, o să vedeți penul Roman Abrego. Deci au creat un pen special cu numele lui pe el, cei de la Cheyenne. Este sponsorizat de foarte multe companii în industria asta tatuajelor, de aia spun că este un artist desăvârșit de top. În cazul de față avem setul de la Roman Abrego de 8 nuanțe. Bio Orchid, Dark Siphon, Smooth Metal, Berry Chisk, Biomec Blue, Blue Steel, Bruised Plum, Organic Green. Acesta ar fi setul de 8 nuanțe de la Roman Abrego, făcut împreună cu cei de la Fusion care și îl sponsorizează. Un set desăvârșit care puteți să folosiți pentru o grămadă, mai ales pentru specialitățile lui biomecanic și color realism. Acesta ar fi setul de 8 nuanțe. Eu sunt Vlad Betotop.ro și cu mare plăcere ne vedem în următorul video. Pace!